Bine, cred pentru mulți. Dar problema este încă o dată. De ce? Și cum? Și de cine au fost? Pentru că din păcate sau înfericire, teza teroriștilor cad. Putem dispare spre diversiuni. Deci, nu, vă rog, nu vă deranjez. Iar când eu vorbesc despre falși revoluționari, eu mă gândesc la cei care au luat certificate de revoluționari și care erau în Comitetul Central, nu pentru a da jos pe Ceaușescu, ci pentru a vă aresta pe dumneavoastră. Păi da? Și despre cei care în Piața Romană, și știu domnii, au reprimat revoluția și au ajuns general ministrul de ei. Și cu certificat de revoluționare. Și cei care pe malurile bazinului de la Sibiu spuneau tovarășilor lor, ce credeți, vă e teamă că n-are cine să vă rezolve nevestele acasă? Și a stăteau toți la gând. Deci, despre așa ceva discutăm. Despre această istorie. Vă mulțumesc și cred că permiteți că astea...